Bunet, astăzi suntem martori la o chestie foarte interesantă în care al nostru vecin a avut, hai să spunem, o ieșire nervoasă de sus. Era foarte bășicat că toate fetele vin la el și dă o șansă în viața lor, la toate. Păi, tânăr, normal. Decât persoana mea, l-au preferat persoana lui. După principiu, merge la București și muncește la București. A reușit la București și îmi trebuie și mie așa ceva. Și era foarte bășicat că toate fetele vin la persoana sa sau măria sa. Adică ceva de genul. Era o chestie interesantă. Toate fetele să vină la mine, să vină la mine. Știi? Nu că vin la tine, toate. Toate îți dau o șansă și vor o șansă să le dai. Și tu le uși ca pe găini. Păi da, la mine când ai venit, ai apărut deșteaptă, interesantă și nu știu ce. Când ai venit în partea cealaltă, nu știu ce. Foarte interesant, nu? Vin ce în ce mai bine. Pentru măria sa. Acum o să aleagă. De pe listă, ce sunteți? Ingineră, ce sunteți? Chimistă, ce sunteți? Farmacistă, ce sunteți? Polițistă, ce sunteți? Economistă, motociclistă, biciclistă, playboyistă, naiba să ia, nu știu, mai mult. Și se simte agasat. Toată lumea a încercat pur și simplu să te ajute după relația eșuată cu fătuca care ai avut-o înainte. Iar tu acum începi să spui. Păi da, da, am văzut o biciclistă, o ingineră, o chimistă, o doctoriță, o polițistă, ce-o mai fi. Deja nu mai ajungi la nas. Și începe să facă criză de nervi. Cât despre mine, e mai important să te duci dincolo, pentru că ai totul de gata. A, se duce la București, face naveta la București, a reușit la București și toate cele, decât să construiești. O relație în viață se construiește. Cum adică? Cum construiești o casă? Simplu. Prima dată îți dai o întâlnire. Dacă v-ați plăcut din primul moment, e o mare fericire. Dacă nu, e răspunsul numărul 2. Ba. Și așa ajungi la a doua întâlnire. Și ajungi să discuți. Dacă, bineînțeles, dorește domnișoara. Dacă nu dorește, nu dorește. Sau nu poftești. Vreau să discuți. Ce vârstă ai? Ce îți place? Și a terminat. A doua întâlnire. La treia întâlnire. Construiești din nou, mai departe. Practic știi că la prima întâlnire te-ai
trecut. La a doua încep să știi ce mâncare îi place și ce nu îi place. La a treia ieși într-un film, la un film sau într-un parc și afli dacă îți place chiar acea persoană sau îți displace și iar e ba sau da. Iar a patra întâlnire, deja ai cam construit o relație. Deci, te-ai plăcut la prima, la a doua ai aflat, îți place ciorba de perișoare făcută de Jean Constantin. Eu făcut ciorbă perișoare cu leuștean, ce îți place leuștean sau nu-ți place perișoara. Așa. La următoarea ai aflat dacă îți place să stai cu el sau în prezența lui. La următoarea ai aflat dacă îți place să te plimbi cu el în parc, prin oraș, la o plimbare, la o mare, la un soare, la un munte sau ce mai dorești. Și după vreo 10 întâlniri sau câteva, poate să fie și o marcaj în pat, care poate să zică ori da, ori ba. Sau poate să zică simplu, da, ești bun la pat pentru persoana mea sau a ta, sau cealaltă variantă, când îi spune, nu ești așa bun, ți-aș da drumul decât să vorbească, știi? Adică varianta românească. Știi? Când am făcut chestia aceea, da, așa, zi mai departe. Chestia aceea, știi, cu, cam cum e cu Moroșanu, când am dat un exemplu. Da, păpușă, am dat pumn, coate, picioare, și am ieșit campion. Și să nu-ți placă cum cu tine, pe de ce eu? Că sunt campion. O fi campion la coate, pumn și toate cele, dar la pat s-ar putea să nu fii bun. Și ai două variante. Ori discuți, ori domnișoara o să dă ca un pumn în gură. Nu ai fost bun. Not good, not good for me, for me. Și gata. Sau există cealaltă variantă. Am plăcut la prima întâlnire, au marcat la prima întâlnire. În pată mă refer. Și după care încep să că nu se potrivesc absolut deloc. Tu bei cafea? El ce nu bea? Tu bei apă, tu bei de stingi. Tu bei altceva. Ea mănâncă ceva, tu nu mănânci ceva. De ce? Hai să vedem pentru ce. Poate că ar mânca și îi face rău, sau poate că ar bea, dar îi face rău, sau poate că nu-i place. Asta înseamnă o relație construită. Și la sfârșit, dacă le iese la ambelor persoane, există varianta logodnă, și căsătorie și familie. Teoretic, în realitate. Dar poate să nu se ajungă nici la logodnă, nici la căsătorie, nici la familie sau divorț, pentru că s-a rupt întreaga familie.
Și cam asta e. Practic, ceea ce vreau să spun, el în dimineața aceasta a cam urlat, nițel cam mult, că e bășicat, că vin toate fetele la el. Toate fetele să vină la mine, toate, 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 știi? Ca să refac viața după stana mea, știi? Că doar urlă pe balcon, uite așa. De sus, aude parcă zici că vorbește, Doamne, Doamne. Toate au vrut să te ajute să o uiți pe stana ta, să ai o familie, o relație, o familie cu cine trebuie. Interesant, nu? Numai el n-a înțeles acest lucru. Cât despre persoana mea, voi ați ales ceva. Așa că respectul vostru față de mine este zero. Vă las să dormiți în continuare.